Astăzi, la Brebu s-a încheiat tabăra internațională de creație plastică Dan Platon. Timp de 12 zile, 10 picturi au locuit în sat, găsindu-și subiectele în peisajul și oamenii de aici. Anul acesta este primul an când am dat tabăra de la Brează, am dat-o la Brebu. Poniți, o picat în comună, în împrejurim și m-au ghinionat că a fost foarte cald, n-au putut merge chiar așa după voia lor. Și au mai lucrat și în curte, la umbră, pe baza unor schițe, pe baza schițelor făcute în reală. Dacă până acum tabăra a ajuns la cea de-a 7-a ediție, s-a ținut la Breaza, anul acesta organizatorul principal, Casa de Cultură Ile Caragiale din Ploiești, a reușit să o aducă la Brebu, loc preferat în trecut și de mari artiști români. Tabăra de la Brebu a fost minunată. Pentru mine a fost un lucru inedit. Eu n-am mai vizitat Brebu până în aceste momente. Știam de Brebu, știam de Ștefan Lucian, de Nicolae Grigorescu și alți mari pictori care au pictat pe aceste meleaguri, dar pentru mine a fost ceva totul cu totul nou și extraordinar de plăcut. Artiștii plastici au venit din toate colțurile țării și chiar din Bulgaria, fiindu-le asigurate cazarea, masa și materialele necesare. Ei au fost extrem de încântați de pitorescul locului și de clipele minunate petrecute aici. A fost extraordinar, n-am mai participat de la tabără de pictură și am avut ocazia să împlinesc nevoia de a lucra. Am avut toate condițiile asigurate de organizatorii, orașul, comuna Brebu, foarte ofertantă, începând de la Casa Domnească până la peisaj, case vechi, oameni. La vernisaj au fost prezentate lucrările de grafică și pictură realizate în diferite tehnici artistice și au fost înmânate diplome de participare. Apoi, asistența s-a delectat cu un recital de chitară clasică susținut de Iulian Anghel. Publicului extrem de numeros au fost prezente personalități ale vieții culturale locale și chiar din capitală. Vernisajul s-a încheiat cu un mic spectacol folcloric susținut de ansamblul Prahova al Casei de Cultură din Ploiești.